și Mănăstirea Constanțeană Sfântul Ioan Botezătorul Lipnița și-a cinstit astăzi ocrotitorul spiritual. Sfânta Liturghie de Hram a fost oficiată cu această ocazie de înalt preasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului. În cuvântul de învățătură rostit, ierarhul a evidențiat virtuțile Sfântului Ioan Botezătorul, numindu-l Învățătorul Suprem al Căinței. Iată astăzi la această mănăstire închinată sărbătorii tăierii capului Sfântului Ioan Botezătorul, am săvârșit Sfânta Liturghie, dând cuvânt de învățătură prin care se cuvine să înțelegem că Sfântul Ioan Botezătorul este cel mai mare dintre sfinți după Maica Domnului și în același timp El este un învățător al căinței, este învățătorul suprem al căinței, pentru că El a pregătit omenirea pentru venirea lui Mesia. Fără părăsirea păcatelor, fără regretul pentru păcate, noi nu ne putem apropia de Dumnezeu. El a murit ca mucenic, pentru că mucenicia este cu adevărat fapta care apropie cel mai mult pe om de Dumnezeu. El a murit după voia lui Dumnezeu ca să pogoare sufletul său îmbrăcat în har la iad și să vestească și celor din iad venirea lui Mesia. El este pentru noi învățătorul căinței prin care noi înțelegem că prin căință ne apropiem de Dumnezeu și îi plăcem Lui. La finalul Sfintei Liturghii, ierarhul a săvârșit slujba parastasului pentru arhiepiscopul Lucian Florea la 14 ani de la trecerea sa la Domnul. Sub păstorirea acestuia, eparhia Tomisului a fost ridicată la rang de arhiepiscopie în data de 25 noiembrie 1990.